mai să vedem, trebuie să fie ceva legat de proporție aici. E un pic peștișor, deci în cazul ăsta, da, în cavalieră, cercul e cerc. Da, deci literal am un cerc aici. Și ăsta vine mai sus așa, da? Și ăsta este tot un cerc. Dar e ceva legat de înălțime, cred că de aici până aici ar fi trebuit să vină și înălțimea, să mă ridic un pic asta. Înălțimea ar trebui să fie mai mare la trompa asta, da? Mai mică, pardon, la trompa asta, da? Ca și aici. Și nu uita că e punctat în interior. Da? Punctat în interior, umbre purtate 60 de grade și orizontală. Da? Și înălțimea asta, hai, în rest ar fi ok. Aici e bine, da? Aici te-ai prins. Foarte bine, cerc, cerc, elipsă ciudată, da? Da, foarte bine, încearcă să întărești un pic umbrele astea purtate. Nu cred că are umbră purtată aici, fiindcă îi pică umbra în interior, da? Bun. Da, hai să punem și noi liniile alea în spate. Da, să mai luăm odată la puricat-o desenul, să începe să-i punem linii de construcție pentru elipse, pentru tot ce în spate. Pare un pic prea... Nu știu, făcut așa cu migală din aceasta... Trebuie să nu desenez ca un chinez din acela care lucrează în fabrică de copiat picturi. Trebuie să desenez ca cineva cu imaginație, da? Adică nu fă... Adică ai făcut corect, super. Hai să pune și liniile alea întărite, hai să pune un pic mai mult contrast. Adică să aibă un pic mai multă vână tot desenul, da? Bun. Asta e bine aici, da? Da, sus, foarte bine. Prismuița foarte bine, ăsta foarte bine, dar aș vrea să-l văd culcat pe față. Da, adică aici să schimbăm planul încă o dată. Să vină un O1, pardon. Un O1 X1, da? Și se iasă aici elipsa asta plată. Știi? Stai că nu merge cu mouse-ul chiar atât de simplu, aș fi crezut eu. Ceva de genul ăsta o să fie și aici puntat. Pardon, aici cu totul puntat. Ok? Da, ia minte și hai să punem și umbre purtate, neapărat. Hai, mă, cine? Off, off, off. Da, și umbre purtate. O să vină pe aici un ceva. Este foarte ok. Și aici umbre purtate, da? Da, e ok. Să luăm echerul, să întărim aici conturul. Să mai apăsăm un pic pe creionașul ăsta închis în partea asta. Băgăm aici o elipsă. Și aici elipsa mai mare. Da, e ok. Făcut așa un pic cu ură, e bine. Facem brandul strong la desen. Da. Dacă ăsta e cavalier, va fi cerc. Și cred că e cavalier, deci va fi cerc. Da, va fi cerc aici și cerc aici. Da, și pe aceea cerc și sus, da? Aba nu, asta nu e cavaliera, asta este izometrica noastră. Ba nu, e cavaliera. Ba nu, e izometrica. Ce prostii vorbesc aici. Da, aici o să trească să construim un pic elipsele astea mai... N-ai înțeles faza, nu? Cu arcul de cerc. Da, vine arcul de cerc așa. Trebuie să stai de aici, luăm distanța asta, o punem de aici, aici, te-ai prins că el ăsta, da, în toată de cerc, da, și de aici ne vine. Da. Trebuie să vină asta foarte eliptic aici, un picuț mai eliptic, da, mai că nu-mi iese la mâna liberă, cu mouse. Să fie un pic mai puțin cartof. Da, putem să facem clasica metodă, care este asta. Da. O să fie un pic mai așa. Și o să zicem la fel. Da? Bun. Ce poză. Da, foarte de departe. Da, e bine. Foarte bine. Hai să băgăm aici niște umbre purtate.
Asta o să ne dea nouă foarte multă vână. Pentru că semnul nostru scump și drag, da? Veni aici. Ok. Si. Da? Dita mai umbrele. Aici de să văd. Aici o să vedem hașuri, o să vedem toate celelalte. Vezi, nu e rău, Alex. Ia uite ce frumos este acum, se vede amprenta asta. Să o hașurez cumva, că arată foarte bine. Da, e cute aici ce avem, foarte bine. Nu uita să le construiești și în spate. De ce le construim în spate? Să pară că suntem Superman. Că vedem volumele și în spate. Și să le dea și un nivel în plus de informații, de detalii. Da, nu e rău. Next. Da, da, merge. Aici e greșit. Să vin așa. Da, și aici vine așa, urcă. Nu înțeleg mare lucru de aici, dar o să începem să înțelegem. Da, aici e greșit, fiindcă astea nu sunt paralele. Ce îți recomand? M-am recomandat tuturor colegilor tăi. În primul rând aici, vezi dacă nu vii și mă întrebi pe mine și întrebi pe altcineva, pleci cu lecția neînvățată. Da? Întrebați-mă. O să vină dramele. Da, dar... Fac, da, dar... Vine aici. Da, mimăm că este întreg și după aceea îi teșim colțul. Te prins că facem două fețe. Da, construim fața asta și fața din spate. Punct cu punct. Și după aceea le unim. Și aia e. Ca la cubul pe diagonală. Uh-huh. Și hai să întărim un pic aici, că e prea puffy. Nu văd nimica clar. Da, nu e rău. Chiar nu e rău. Aici, în schimb, e rău. Perspectiva asta să tragă cum trebuie. Hai. Da, 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 foarte bine, nu uita, da, V-urile astea. Da, next. Da, dar se dă un pic de degradeu, să apăsăm un pic mai mult aici, se piardă pe măsură ce se duce în sus. Să nu fie punctul ăsta de fugă așa, pe foaie. Sunt prea lungi segmentele în partea asta, vezi, se deformă. Se deformează, pardon. Da, vezi, altă fază e că ce ai tu aici trebuie împărțit prin diagonale, că e prea dreptunghiular. Da? Să fie mai pătrățele. Da, și cu degradeu. Wow, ce avem aici? Da, e ok. Finuț, așa, obsesiv un pic, da. Merge. Ce blănos, da, e foarte bine. Blănosul ăsta e mereu de bine la hașură. Încerc să le construiești și în spate, că atunci o să-ți dai seama de chestii care lipsesc. Uite, umbra asta de aici lipsește. Da? Partea asta. Important. Însemnea, întrește un pic conturul ăsta. Al umbrei cu totul, ca să se citească una din cele două peste. Da? Nu fie toate la fel. Și construiește și elipsele astea. Cum le construiam? Dreptunghiaș, ad literam dreptunghiaș, da, cu diagonale. Da? Și ăsta trage un pic strâmb.